astăzi la fel. Dar ce faci, mă? Filmezi, mă, de când am mai filmat? De ieri. A, uite aici, are nenea ăsta în fundătură aici. Special să pot să dau eu cu roata. Mergem să luăm stickerle, să le punem pe cască. Avem numai puncte albe pe cască. Nu știu dacă se vede, uite, se vede puțin aici. Aici. Și mergem să-mi iau stickerele de la AFI. Am găsit și eu în sfârșit niște băieți care să-mi facă stickerele așa mai pe placul meu, pe dimensiunile mele, că mi-am calculat cu curbe, cu toate rahaturile pe cască, să văd cum vine. Și am dat comandă și nimeni până acum nu a vrut să mă servească, dacă e să spunem în termen din ăștia mai. Oh. Și cred că o să mă văd și cu frate Mișu, o să vină el cu scuterul și eu cu motocicleta. Facem mare liniuță, el cu ăla electric, eu cu... tanti, gazela. Ce frumos e afară. Nică, am prioritate, stai acolo cu tramvaiul tău. Ți-ai cumpărat tramvai, mă? O, da. Oh, da. Ce curge l-o ăsta? Curge toba? Hai, boss, toba! Pierzi toba, pădru. Îmi place să mă dau cu motorul în București. Să ne trăiești. Mersi. Liniuță de Duster. Duster versus Bulldog. Săraci. Hai, tanti, ușor. Ce-mi place când merg pe drum și nu e nici soare, nu e nici frig, nu e nici răcoare, nici cald. E cum trebuie să fie. Eu nu înțeleg stilul ăsta de a ține geaca așa. Să ții geaca pe cură așa, pe spate. Să proptească geaca în fund așa, nu știu cum mai este. E puțin mers de gazelă, dar... Acum să nu mă înțelegeți că fac mișto. Nu, no, doar râd de niște persoane. Aici. Ce vrei, mă? Mamă, dacă mă claxonai pe mine, mă dădeam jos la tine. Și veneam și... Te gândilam. Motociclist în spate. Oare ce o fi ăla? Semafor.
Îmi vine școala, nu am bani, altă viață de dușman. E din ăla de la Glovo, mă, nu e de la adevărat. Motocicliștii de la Glovo nu sunt motocicliști adevărați? Nu, nu. Salut. Aoleu, tati, nu ți-e frig cu mănușile alea? Mie mi-e frig când te văd. Și în șosețelele alea. Ia uite-l, bă, ia uite-l, bă, aici, bă, ia uite-l, bă, cum stă el, bă, pe motocicletă, bă. Ia uite-l, bă, cum așteaptă el pe Blinky, că nu pot să-l las pe cric acum. Ai claxon, mă? Nu, claxonez dacă am mișcat. Aha. Stai așa. Cricu. O vedeți pe asta cu mașina? A parcat aici, a vrut să coboare și și n-a putut să coboare. S-a urcat înapoi și acum bagă în altă parte. Nu, mă, tot aici o bagă. Doamne, sunt curios cum coboară acum. E, frate, uite-te la ea. Mă fac și eu cam de lucru aici. Mor. Mor. Hai, mă, ce faci? Greu cu astea, greu. După ce că merg încet, mai stai și o cardanță lei. E picată cu ea, mă? Nu știu, e picată. Da, uite. Și ai pe partea și port. Ba nu. Sau așa are ea astea. Cam ciudat. N-ar trebui să fie așa. Dar ce are? A, are scărița acolo. Și mie nu mi-ai dat scărița când m-ai dat cu el. Nu, 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 nu. Ce? Nu, că n-ai card, îți dau eu dacă vrei. Am, dar nu știu dacă mai am bani pe el. Dar te duce, te duce la mama dracu în partea aia, te vii după aia pe jos. Păi te duce încolo, dar după aia ce faci? Că vii, vii pe jos, ce dracu faci? Nu mai trebuie, trebuie să te duc încolo. Bine, ia. Dar nu știu dacă mai am bani pe el. Ce asta? E card de tramvai. Hai, bă, du-te cu metrou, bă, că vii mai... Hai, bă, că-mi trebuie și mie sticker-le. Ajung mâine. Du-te și ia metrou, hai, că e aceea, peste drum. Uite, tramvai. Păi și să duce în ce, te duci cu tramvaiul? Aoleu, benzină. Merg încolo. Bă, ăștia mi-au furat benzină din rezervor, în parcare. Că eu aveam jumătate de rezervor. Știam că abia am pus benzină. Aoleu, bă, lumea asta vine și îți fură benzină din parcare. N-am văzut așa ceva, oameni răi. Icior. Da, mă, cum să fure, că am cheie cu chip. Caldre cu telefon. Mai în jos, mă, să ai și tu o viziune. Nu, frate, tu îl ții așa, în ochi. Absolut. Ce seară minunată. Mai spune-mi, iubită, odată. Mai spune-mi încă ești frumoasă. Și când vei fi mireasă.
Noi spunem iubito odată. Ta-da-da-da.